Un număr de 50 de proiecte investiționale ale tinerilor antreprenori din țară vor beneficia de finanțare nerambursabilă de până la 265.000 de lei per companie. Cererile au fost aprobate în primele șase luni de la lansarea componentei numărul 3 a programului Start pentru Tineri, credit cu porțiune de grant desfășurată de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Componenta respectivă prevede acordarea unui pachet financiar de până la 1.766.000 de lei, adică 88.000 de euro, dintre care 8 85% constituie credit cu dobândă fixă, iar 15% este finanțare nerambursabilă din partea statului. Suma totală a pachetului financiar accesat de primii beneficiari constituie circa 49 de milioane de lei, dintre care 9 milioane de lei sunt oferite sub formă de grant. Ca rezultat al implementării inițiativelor, volumul investițiilor în economie va constitui circa 54 de milioane de lei, fiind create și menținute peste 140 de locuri de muncă relevă datele din proiectul investițional prezentat de antreprenori. Mișlacele financiare vor fi utilizate pentru procurarea de bunuri și servicii pentru dezvoltarea afacerilor în mai multe domenii ale economiei naționale. Pachetul financiar este cofinanțat de oficiul de gestionare a programelor de asistență externă care alocă din fondurile facilității de creditare a tinerilor partea de împrumut rambursabil prin intermediul instituțiilor financiare participante, iar partea de finanțare nerambursabilă este oferită beneficiarilor eligibil prin intermediul instituțiilor financiare participante de către ODA.